Scandal la sediul PRM din capitală la prima ședință de după alegerile parlamentare. Partidul este divizat și au apărut acuzații grave la adresa actualei conduceri care asigură interimatul. Lidia, fiica regretatului Vadim Tudor, a fost dat afară de la ședință. În replică, ea acuză că la întrunire ar fi participat oameni care nu au nicio calitate și se încearcă deturnarea formațiunii de la valorile pe care le-a susținut tribunul. Fica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia, a fost dată afară de președintele interimar al PRM-ului, Adrian Popescu, de la ședința biroului permanent. Ceilalți președinți de filială au intervenit, iar Lidia Vadim a putut intra în sediul partidului. Au existat chiar și îmbrânceli între membri. Domnul președinte interimar Adrian Popescu, împreună cu domnul Florin Simion, care n-are nicio calitate în acest partid, și cu câțiva din echipa dumnealui, stăteau la ușă ca doi polițiști și stabileau cine să intre și cine să nu intre în sediu. S-a ajuns chiar și la violență fizică. Președintele filialei PRM București a fost îmbrâncit de domnul Popescu. Eu susțin excluderea domnului Popescu din partid din cauza eșecului la ultimele două alegeri. Nu a fost nicio neînțelegere. Domnișoara Lidia Vadim Tudor nu este membru al biroului permanent. Am consultat biroul permanent, l-am solicitat dacă sunt de acord să participe și dânsa, dar nu numai dânsa, și alții reprezentanți care au venit din provincie, au venit la sute de kilometri, având votul biroului permanent, la această ședință au participat toți care au vrut să participe. La finalul ședinței, mai mulți membri s-au plâns de comportamentul președintelui interimar al partidului. Cum putea președinte să permită să nu primești tu pe fata lui Vadim? Audi țara, cu asta, ședința asta ce-a fost acum, acum de-abia o îngropa Partidul România Mare. O rușine, îmi pare rău că am venit de la Suceava. Partidul România Mare fără Vadim e mort și-a murit acum, gata. În Partidul România Mare e mai bun oricine decât acest domn Popescu.